În contextul pandemiei de SARS-CoV-2 și al creșterii continue a numărului zilnic de cazuri, testarea rămâne cea mai sigură metodă pentru a afla dacă ai contactat infecția cu noul coronavirus. Aceasta este solicitată pentru a accesa anumite servicii, inclusiv servicii medicale, pentru a călători către anumite destinații, dar și pentru a putea continua în siguranță activitatea zilnică atunci când persoanele apropiate au fost confirmate pozitiv. Spitalul Județean de Urgență Medinți pune la dispoziția pacienților teste de biologie moleculară de tip real-time PCR, cele mai performante teste disponibile pe piață, capabile să identifice cu mare acuratețe virusul, chiar și atunci când este prezent în cantități foarte mici. Recoltarea este realizată rapid și în condiții de siguranță din exudatul nazofaringian. Testarea pe care noi o efectuăm în cadrul spitalului este prin RT-PCR, deci un test genetic. Este testul prin care se pune diagnosticul infecția SARS-CoV-2. Noi respectăm definiția de caz în ceea ce privește testarea pacienților, astfel pacienții cu simptomatologie care se prezintă la UPU, după aceea respectăm criteriul prin care se face testarea prin DSP sau prin mai nou și cu ajutorul ambulanțelor de la pacienții care sunt în izolare, după care facem și teste la cerere, dar numai dacă mai avem locuri și în cadrul unității noastre spitalice și poate printre puținele spitale din România, noi testăm toți pacienții care se internează, după care le facem un test la 48 de ore, 72 de ore și la 7 zile de la internare, dacă necesită mai multe zile de internare în spitalul nostru. Pe de altă parte, tot personalul medical este testat periodic, tocmai pentru a evita contaminarea între personal, chiar dacă poartă echipament de protecție, ținând cont că turele sunt lungi, oricând putem lăsa puțin garda jos și se poate întâmpla să se infecteze personalul sau să vină personalul infectat din comunitate, așa cum ni s-a întâmplat. De aceea se fac periodic aceste teste în rândul personalului medical. Cele mai comune două trasee prin care o persoană bolnavă de COVID-19 intră în morișca sistemului sanitar românesc sunt fie prin declanșarea unor simptome care duc omul să meargă direct la spital, fie prin obținerea unui rezultat pozitiv la testul făcut din propria inițiativă când nu există simptome grave.